Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Astre și Destin. Așa cum v-am obișnuit, predicții estimări astrale pentru o săptămână și astăzi ne vom ocupa de perioada 30 ianuarie 6 februarie. După foarte importanta fază de lună plină din data de 24 ianuarie, când s-a sărbătorit 100 s-au sărbătorit 157 de ani de la prima unire a Principatelor Române, o fază de lună plină de altfel, în urma căreia deocamdată nu s-au întâmplat foarte importante lucruri, dar rămâne de văzut ce ne așteaptă. Luna tranzitează ulterior segmentele Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, urmând ca la finalul acestui interval, deci în ziua de uh, 6 februarie, să se uh, oprească, să spunem așa, parțial, sau să ajungă, mai bine zis, în Capricorn, unde va face foarte importantă uh, aspectare. Dar până atunci, uh, cele mai importante... Aspectele voi uh, explica imediat în momentele următoare uh, după ce vă voi prezenta acest uh, nou număr. Începând de astăzi îl găsiți la chioșcuri, vi l-am arătat și luni, dar luni de era pe drum spre difuzare, uh, de astăzi îl puteți găsi la chioșcuri, are în ex exclusivitate uh, programul emisiunilor Postului 6 TV, toate emisiunile voastre preferate și puteți, dacă ați scăpat o emisiune, n-ați putut să o vedeți în direct, o vedeți în reluare, aveți schema desfășurătorului în revistă și vă orientați, le vedeți în reluare sau cei care aveți internet le puteți vedea ulterior postate acolo pe YouTube sau chiar pe pagina de Facebook a postului sau pe pagina de Facebook a emisiunii uh, respective. Uh, câteva titluri de aici, uh, vi le-am spicuit și luni, uh, nu le mai trec uh, foarte mult în uh, uh, revistă, ca să spunem așa, dar mie mi se par cele mai importante, de exemplu, în căutarea exoplanetelor, este o perioadă în care, de acum în următorii 50 de ani, am avea șanse, să spunem așa, dacă trecem de hopul ăsta uh, impus de energiile astrale pe care îl traversăm, acest pasaj al prezentului, am putea să ne considerăm norocoși că putem începe o etapă de cu adevărat de explorare spațială, uh, astfel încât să putem depăși și să începem să colonizăm, de ce nu, spațiul de uh, din prejurul Pământului. Mai avem... Uh, un articol foarte interesant, roboții oamenii viitorului, este foarte important, de exemplu, în raport cu ce ne spun astrele, că trăim și avem parte de tot felul de chestiuni, uh, să încercăm să ne schimbăm mentalitatea în sensul de a reuși să fa fa facem o simbioză foarte interesantă între... Uh, tehnologie Pe care o răfnim să fie din ce în ce mai performantă, să ne servească uh, foarte ușor și zilnic și nevoia de conștiință. Deci, știința cu conștiință, ca să nu ajungem într-o zi să fim sclavii acestor mașinării pe care noi le producem. În tocmai ca în Biblie, să facem robotul după chipul și asemănarea noastră și atunci, exact cum mulți în vechime purtau războaie în numele Lui Dumnezeu, tot așa, Doamne ferește, roboții să poarte războaie între ei și cu oamenii pentru numele omului, să spunem așa. Și, desigur, aveți foarte multe articole. Continuă cel despre șah, inteligență sau șiretenie. Foarte interesantă analogia dintre piesele de șah și jocul în sine și structura omului. Beneficiile meditației asupra psihicului. De altfel, meditația este o formă știu, eu, adiacentă astrologiei, pentru că ne permite să găsim calea de a ne elibera de toate aceste tensiuni stresante. Și uh, un ultim amănunt, căutați-o începând de astăzi, pentru că o veți găsi, uh, dar mergeți repede când exact în primele zile, începe să se cam epuizeze, deci este bine să vă duceți chiar de azi sau cel târziu mâine sau sămătăr să o găsiți la chioșcuri, pentru că s-ar putea după aceea să umblați prin tot orașul și să o găsiți mult mai greu. Să trecem acum la uh, contextul astral general și spuneam că săptămâna aceasta ne așteaptă uh, alte două importante momente împreună cu cel de-al treilea care este uh, redat de conjuncția lui Jupiter cu nodul nord pe semnul Fecioarei și adiacent luna neagră în opoziție perfectă cu Uranus pe axa berbec balanță dă peste cap, strică și tensionează și uh, hai să spunem în ghilimele, uh, infestează mediul relațional de la cel mai simplu până la cel mai complex la toate nivelele. Una dintre cele mai importante aspectări ale intervalului 30 ianuarie 6 februarie este conjuncția lunii cu Marte de pe semnul scorpionului, care va face o quadratură în ziua de 1 februarie și o să vedeți la fiecare zi în parte ce efecte vor fi. Este potențat planul emoțional într-un sens negativ în ziua de 1 februarie. Deci, este bine pentru toată lumea să nu ia decizii și să nu acționeze sub nicio formă, indiferent dacă trebuie să semneze ceva sau să realizeze musai un lucru. Mai bine îl lăsați pentru a doua zi, pentru că nu va ieși deloc. Deloc, deloc bine. Al doilea moment foarte important este, cum spuneam, intrarea lunii pe semnul Capricornului, unde ea are o poziție de exil și va face o conjuncție triplă cu Pluton, Mercur și Venus. Comunicarea, capitalul de imagine, prestigiu, capacitatea de transformare și domeniul socioprofesional, toate acestea la quadratură cu. Uranus și Luna Neagră, deci iarăși sunt date peste cap negocierile, discuțiile, partea de comunicare. Prestigiul multora poate să fie afectat, inclusiv la nivel înalt. Și, în ultimul rând, în 5 și 6 februarie pot să fie primite vești nu neapărat rele, dar contradictorii și cu iz de tulburare a. Știu eu, în plan personal, dacă vrem să o urmăm așa, a agendei de lucruri, iar, per general, tulburare a mediului social pe uh, criterii de comunicare între instituții și între societatea civilă și uh, instituțiile statului. Și acum, ca să nu pierdem timpul, dăm drumul la. Uh, Predicțiile zodiacale pentru săptămâna 30 ianuarie 6 februarie și începem ca de obicei cu berbecul. Unele blocaje decizionale de inițiativă și de schimbare a unor valori și atitudini în sistemul relațional, inclusiv în relația de cuplu, se pot manifesta chiar din prima zi a săptămânii, respectiv 1 februarie, cum spuneam. Riscul de divergențe cu persoane ce dețin funcții de conducere este destul de mare. Nativii pot fi indignați sau iritați de un aspect ce nu ține de ei în mod direct, dar care s-ar putea să-i privească în mod direct, ceea ce și pentru ei s-ar putea să constituie în cele din urmă o problemă. Pe de altă parte, la locul de muncă și în echipă, există o bună comunicare chiar antrenantă, aș zice, ceea ce îi stimulează, îi entuziasmează pe berbeci uh, în anturajul socioprofesional și uh, ei pot beneficia de sprijin din partea unor colegi mai tineri în organizarea și accesarea unor resurse pot să fie, de exemplu, arhive, baze de date și așa mai departe, și documente importante. Astfel, ei pot avea un randament uh, mult mai bun, iar pe partea de recompensare a activităților, cu certitudine, nu vor fi trecuți cu vederea pentru perioada imediat următoare. În după amiaza zilei de 3 februarie, berbecii pot rezolva o chestiune legată de organizarea unui proiect, uh, unde probabil participă direct sau indirect prin diferite uh, conexiuni, a unei probleme de ordin administrativ, o muncă de arhivare sau un segment dintr-o afacere în care sunt implicați, dar în același timp atenție la un obiectiv personal și la modalitatea în care își achită sarcinile de serviciu. Este posibil în ziua de 4 februarie să întâmpine dificultăți în a se face înțelegi din punct de vedere al coordonării unor activități. Pot să existe discrepanțe în comunicare sau în stabilirea unor criterii de acțiune, de exemplu, iar în ziua de 6 februarie au parte de o oportunitate socioprofesională care implică pentru obținerea ei o comunicare fluentă, fermă și detaliată. Ceea ce e logic din punctul ăsta de vedere, berbecii trebuie să se pregătească pentru astfel de chestiune. În planul parteneriatelor de orice fel, atenție la ce se spune, pentru că nu totul este sau poate fi concret. Zile mai bune în relația de cuplu, 3 mai puțin bune în relația de cuplu, 30 ianuarie, 1, 3 și 6 februarie pot să apară erori de interpretare a unor chestiuni. Din plan familial, și atitudini capricioase se pot manifesta în mod atiacent, și zile mai bune, 2, 4 și 5 februarie, când nativii uh, se hotărăsc să fie mai joviali în încercarea de a depăși acest context oarecum stresant în interiorul familiei. Pe partea de sănătate, atenție la zona renală, în 30 ianuarie, la zona aparatului excretor, în 1 februarie, și la etajul hepatobiliar, în data de 6 februarie. Taur pe casa parteneriatelor, pe nativi, îi așteaptă chiar din 1 februarie o chestiune importantă din perspectiva decizională și de acțiune într-un context în care, din punct de vedere socioprofesional, s-ar putea să străbnească anumite nemulțumiri din partea șefilor. Se poate vorbi de o situație puțin cam tensionată, datorită unor schimbări de moment în activitatea desfășurată, pot să întârzi niște acte, de exemplu, sau nu sunt gata la timp, niște dor de seamă, niște rapoarte, niște documente ce trebuie ștampilate și care trebuie să treacă și pe la alții și așa mai departe. Ceea ce conformiștilor și tipicarilor tauri obișnuiți cu plăcuta rutină le-ar putea da peste cap agenda zilei. Iritarea lor de moment în ziua de întâi poate fi interpretată ca o nesubordonare sau eventual o lipsă temporară de disciplină, cel puțin ca atitudine. Deci, se ia seama la acest aspect pentru a putea evita, mai ales în locurile unde ei lucrează și au diferite funcții importante, cum sunt, de exemplu, armata, știu, internele funcții de consilier, secretar de stat și mai departe, unde răspunderea este foarte mare. La fel de bine poate fi uh, o decizie a șefilor, uh, cea care îi irită în ziua de 1 februarie. Este bine să nu-și manifeste nemulțumirea, ci să tragă concluziile la rece. Tot în ziua de 1 februarie au o problemă de rezolvat cu o banca pentru cei care au uh, astfel de chestiuni, dar uh, această... Problemă, se dovedește puțin cam peste mână, iar cei care au procese de orice fel se trezesc cu un blocaj în demersurile pe care le fac. Cei care își pregătesc o intervenție medicală în. Prevința zilei de întâi, să evite așa ceva, căci vor avea ulterior neplăceri. Ulterior sau mai târziu, în 3 februarie, au posibilitatea de a finaliza taurii o etapă a unei lucrări importante de care se ocupă, poate să fie în plan profesional sau una particulară de care se ocupă, probabil fie și ceva de genul unei slujbe part-time, indiferent de domeniu, iar în data de 4 se ocupă mai motivat de unele cheltuieli ce țin de educația copiilor sau de starea pecuniară a unei rude, ori de o rată întârziată la bancă, care poate începe să le dea bătăi de cap. În intervalul 5-6 februarie își pot folosi priceperea organizatorică și creativitatea, precum și abilitatea comunicativă, pentru a rezolva câteva chestiuni foarte importante din domeniul socioprofesional, împreună cu unii colegi cu care se ocupă de planificarea unei etape din activitatea pe care ei o desfășoară. De altfel, în ziua de 6 februarie, ei se pot alege și cu ceva bani, poate de la locul de muncă sau poate de la uh, serviciul acela part-time, pentru cei care uh, au și așa ceva, uh, și pot uh, să și semneze un act important pentru ei din punct de vedere pecuniar. Poate să fie un nou contract sau uh, un document prin care uh, pot să participe uh, într-o chestiune de urma căreia mai târziu să aibă niște avantaje materiale și financiare. În cuplu, zile mai puțin bune sunt 1, uh, 4 și 6 februarie, uh, se pot manifesta, de exemplu, capricii uh, nejustificate din partea partenerului, atitudini divergente și discuții, iar zile bune 2 și 5 februarie. Pe latura de sănătate, atenție la zona aparatului excretor, pot să apară, știu eu, constipații sau complicații, și la zona cardiocirculatorie în. data de 1 februarie, precum și uh, la zona hepatobiliară în 4 februarie. Gemeni. Deși mediul relațional îi susține pe nativi, în derularea ac acelor segmente de activitate care duc către îndeplinirea obiectivelor planificate, există în data de 1 februarie o serie de mici împrejurări ce vin pe acțiune și pe decizie în derularea concretă a activității în care ei sunt angrenați. Există riscul ca sarcinile profesionale și lucruri în echipă să fie blocate sau stânjenite în ziua de 1 februarie de decizia unui șef sau a cuiva care are o poziție intermediară între uh, șef și ei, uh, care dorește schimbarea unor priorități în favoarea altora. Iar nativii ar trebui să schimbe câte ceva din mers pentru a putea ține pasul cu aceste cerințe, deși o astfel de conjunctură s-ar putea să irite la culme și uh, doar, doar, nu cumva să explodeze uh, într-un mod uh, atipic. Desigur că, pentru abilitatea și flexibilitatea lor specifică, n-ar fi greu să se plieze pe astfel de circunstanță. Respectiv, se pot confrunta totuși cu aceeași chestiune de săptămâna trecută: respectiv acele incertitudini emoționale interioare care nu ne dau pace și care se grefează pe contextul situațiilor de acum. Și pe acest considerent, cele menționate anterior, s-ar putea să le pună unele dificultăți de organizare și de randament. Pe care oricum le vor disimula destul de eficient, dar pentru un alt format se pot observa. Ei se mobilizează, totuși, eficient în zilele de 3 și 4 februarie <coughs> pentru a depăși situațiile mai dificile menționate și urmările lor, bineînțeles, fiind motivați de factorul comunicare folosit pentru a planifica și rezolva în munca, în echipă, detaliile unui dosar important, de exemplu, dacă se ocupă de astfel de lucruri, a, unui, a unei lucrări revizuite care trebuie finalizată, a unei afaceri, a unui proiect sau segment de activitate căreia este necesar să-i aducă în zilele de 5 și 6 februarie o îmbunătățire și o finalizare, astfel încât prestigiul gemenilor să iasă în evidență într-un mod elegant, dar în același timp destul de clar pentru ceilalți. Mai putem vorbi în 6 februarie și de un context în care, în plan personal, gemenii ar putea traversa o criză de identitate emoțională cauzată cel mai probabil de o problemă afectivă sau de familie ce conține seducția unui joc de putere. Deci, atenție la ceea ce se întâmplă, mai ales în relația de cuplu. Unde zile mai bune, mai puțin bune, sunt 30 ianuarie, 1, 4 și 6 februarie, pot apare tensiuni, discuții contradictorii și gelozie sterilă, atât din partea una cât și din partea celuilalt și zile mai bune 2, 3 și 5 februarie. Atenție la zona renală în 30 ianuarie și la cea hepatobiliară în 4, în 4 februarie pot să apară dereglări care să le tulbure tonusul general. RAC. Deși la început de lună februarie și de săptămână, respectiv pe data de 1 februarie, nativii pot să se confrunte uh, totuși cu o delicată situație în plan relațional și în raport cu persoane ce dețin funcții importante. Vorbim aici de chestiuni ce țin de alegeri, de decizii și de inițiative, <coughs> dar și de atitudini care poate cu greu se conformează cerințelor lor, Uh, era ce având de-a face și cu un conflict interior uh, care îi tensionează din punct de vedere emoțional, dar pe fondul uh, acestor stări interioare, ei pot fi destul de dinamici și de creativi, pentru că oricum își dau seama că trebuie să aibă un randament și nu se pot lăsa trași în jos de contextul stărilor prin care ei trec. Acest atu al creativității și spontaneității le poate fi de foarte mare folos în relațiile parteneriale, unde ei trebuie să poarte discuții foarte serioase, dar și să-și construiască o strategie pe termen lung însoțită de adăugarea elementelor prestigiului personal. La acestea se adaugă alte discuții și participări în zilele de 1 și 4 februarie, dar și în data de 6 ulterior, în anturajul colegial, unde se iau în calcul detalii ale afacerilor, proiectelor, activității și inițiativelor în care nativii, că sunt șefi sau că sunt angajați, sunt angrenați din perspectiva specificului activității desfășurate. Contextul astral le aduce racilor în ziua de 4 februarie o motivație de a depăși o stare de lucruri. Care trena de ceva vreme în anturajul colegial vis-a-vis -vis de detalii necesare uh, a fi finalizate în privința unui proiect mai vechi, astfel încât, în 5 și 6 februarie, astrele le oferă nativilor oportunitatea de a trece uh, la etapa de încheiere al unei asemenea segment de activitate pentru a se ocupa de începerea altuia nouă. Să fie atenți în ziua de 6 februarie, mai ales cei care lucrează în domeniul privat, la veștile primite și la întorsăturile neașteptate de situație. Nu neapărat pot să fie din cele neplăcute, pot să fie totuși și niște surprize care să le dea peste cap agenda uh, zilnică. Uh, toate acestea. Uh, pot să-și aibă proveniența în planul socioprofesional. În relația de cuplu, zile mai puțin bune sunt 30 și 31 ianuarie, 1, 4 și 6 februarie, când se pot manifesta certuri, gelozii, discuții în doi peri pe diverse motive personale din interiorul familiei și zile mai bune, 2 și 5 februarie, când racii sunt mai romantici și tocmai pe acest considerent devin ceva mai flexibili. Pe latura de sănătate, atenție la zona digestivă și uh, la cea a aparatului excretor în uh, ziua de 1 februarie pot să apară dereglări destul de uh, importante, precum și la zona hepatobiliară în ziua de 4 februarie pot să se manifeste uh, ușoare uh, tulburări hepatice sau, depinde de la caz la caz, mai ales pentru cei în vârstă, chiar uh, simptome uh, acute uh, pe etajul biliar. Leu. Se pare că vin niște schimbări în modul de a munci al nativilor chiar de la începutul săptămânii următoare. Pot fi decizii și acțiuni luate într-un cadru partenerial și la locul de muncă, cei îi pun pe lei în postura de a se mobiliza ceva mai eficient în ziua de 1 februarie pentru a ține pasul cu cerințele socioprofesionale. Tot în ziua de 1 februarie ei pot fi convocați, ori pot asista sau se pot implica la discuții pe marginea unor segmente ale activității în care sunt angrenați, iar de felul în care se poartă aceste discuții se pot alege și modalitățile de rezolvare a celor discutate. Pentru ei această perioadă anului este destul de importantă pentru că implică două capitole majore. Cel familial cu aspectele sale și cu toate, toată panoplia de evenimente care au loc și cel profesional unde au loc anumite schimbări minore în perioada analizată, dar și majore până la sfârșitul lunii aprilie. Intervalul 3-4 februarie vine pentru nativ cu gestionarea mai organizată a unor priorități și în informații de tip administrativ și la nivel de detalii, dar și pe partea juridică, acolo unde nativii sunt angrenați în activități care au legătură cu domeniul juridic, și de analiza unor documente și aspecte care includ modificări de imagine și de fond a activității. Chiar dacă apar unele blocaje sau schimbări neașteptate, de exemplu, în privința obiectivelor propuse spre a fi rezolvate în perioada pe care o analizăm, Uh, lei sunt motivați de dorința de a-și îmbunătăți atât nivelul de comunicare cât și prestigiul personal, înhămându-se pur și simplu la unele segmente de activitate care altora le s-ar părea adevărate corvezi. Și unde mai punem că astea sunt uh, niște chestiuni uh, care vor fi uh, pentru o durată medie sau chiar lungă de timp. Intervalul 5 și 6 februarie aduce leilor în acest sens provocările așteptate și pe acest considerent ei își revizuiesc modul în care se implică în vederea obținerii unor rezultate concrete în plan material și financiar. Zile mai puțin bune în, în relația de cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1, 2 și 4 februarie pot să se manifeste discuții, orgolii și atitudini liticioase și zile mai bune, 5 și 6 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona digestivă și cea cardiocirculatorie în zilele de 1 și de februarie și la etajul hepatobiliar în ziua de 4 februarie. Vom continua cu celelalte uh, estimări zodiacale după pauza de publicitate. Am revenit în direct și continuăm cu um, estimările astrale pentru perioada 30 ianuarie 6 februarie. La rând este acum Zodia Fecioarei. Creativitate, comunicare, randament și prestigiu sunt cuvintele cheie pentru nativi în perioada analizată. Chiar de la 1 februarie, Fecioarele se implică dinamic împreună cu colegi din anturajul profesional sau, după caz, cu diferiți parteneri de activitate în chestiuni care cer spirit de echipă. Mai dezvoltat decât până acum, spirit de organizare, de decizie, și nu în ultimul rând o atitudine constructivă, dar mult mai pliată pe obiectivul care trebuie atins. Se poate spune că nativii aplică o metodă de analiză a aspectelor profesionale mult mai detaliată decât de obicei. Astfel că randamentul lor nu este neapărat mai mare, ci mai eficient din punct de vedere calitativ. Și asta deoarece pot exista în data de 1 februarie și situații mai delicate în ceea ce privește relațiile cu șefii, dar și în contextul muncii în echipă, gen conflict de idei sau de autoritate, dar acestea pot fi evitate dacă fecioarele iau în calcul. Faptul de a miza pe latura unei comunicări ferme și a prestigiului propriu, pentru a da de înțeles că munca lor nu poate fi trecută atât de ușor cu vederea, sau cel puțin meritele de până la acel moment. Intervalul 3-4 februarie le aduce provocări legate de stilul de organizare și de gestionare a activității, fiind necesară o anume schimbare a strategiei în activitatea depusă pentru a obține rezultate neașteptate cu care să-i pe toți. De ce nu? Iar pentru asta ei sunt motivați și de factorul pecuniar care așteaptă să fie rezolvat ca obiectiv, într-o manieră diferită decât până acum, în perioada următoare de timp, pentru a beneficia de rezultate satisfăcătoare. O asemenea oportunitate o au în ziua de 6 februarie și este bine să o folosească, deoarece prestigiul lor poate fi mult sporit în urma rezolvării unei chestiuni profesionale la care doar cam ei se pricep dintr-un anumit punct de vedere. Nu vorbim aici despre randament, despre uh, pricepere tehnică sau uh, alte chestiuni uh, socioprofesionale, ci vorbim despre, a, despre acel flair specific fecioarelor. De a găsi chichița acolo unde nimeni nu o vede. Zile mai puțin bune în cuplu sunt 1 și 4 februarie, când nativii portă discuții contradictorii și au și atitudini divergente pe marginea unui subiect important pentru relație și zile bune 2, 5 și 6 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona aparatului excretor și la cea de circulatorie în ziua de 1 februarie pot să apară dereglări și uh, simptome care să dea puțin peste cap tonusul uh, general, și de asemenea atenție la zona hepatobiliară în ziua de 4 februarie, fără excese uh, de lichide sau de grăsimi. Balanță. Există o motivație, dar și un anume blocaj în același timp, în ceea ce privește activitatea nativilor chiar din data de 1 februarie, iar un astfel de context astral, nu numai că le erită pe balanțe, dar le și determină să comunice mult mai mult și mai ales să-și pună la bătaie propriul prestigiu în chestiuni de care depinde stabilitatea poziției lor socioprofesionale. O parte a unor asemenea chestiuni care continuă să erite balanțele și dacă vă amintiți și în săptămâna anterioară contextul astral era oarecum similar, deci, similar cu uh, situația din săptămâna trecută, au legătură uh, cu conflicte de atitudine între nativi și persoane cu autoritate. Uh, aceste uh, chestiuni, uh, care pot fi uh, unele de împărțit cu tatăl, probabil chestiuni de moștenire, aspecte legate de împărțirea unor uh, avantaje materiale sau de vânzarea unor imobile. Contextul poate fi mai larg sau chestiuni de împărțit cu un șef cu care nu prea se pun de acord, de exemplu, la nivel decizional. Ori cu alte persoane care s-ar putea să nu fie de acord la rândul lor cu specificul inițiativelor pe care balanțele le demarează odată cu ziua de 1 februarie. Și aceste chestiuni expuse în anterior pot să se manifeste cu preponderență și în domeniul afacerilor, deci în domeniul privat. Totodată, sunt uh, și motivate balanțele să-și facă treaba ca la carte, iar în zilele de 3 și 4 februarie, nativii pot fi destul de creativi, dar întâmpină și unele circunstanțe care le demonstrează că anumite aspecte legate de îndeplinirea unor obiective planificate nu sunt chiar uh, atât de ușor sau de uh, simplu de atins pe cât credeau uh, înainte de a uh, trece la acțiune. De aceea este necesar să-și revizuiască maniera de abordare a anumitor detalii care privesc munca în echipă, precum și propria atitudine vis-a-vis -vis de o prioritate personală referitoare la modalitatea de implicare și de asumare a unor sarcini profesionale ca să-și poată împărți timpul cât de cât echilibrat între obiectivele jobului și obiectivele cerute în cadrul familial zilele de 5 și 6 februarie le aduc în prim-plan balanțelor provocări familiale ce necesită o comunicare fermă, clară și flexibilă în același timp, ceea ce balanțelor nu prea este nu prea este specific deseori, la care se adaugă în ziua de 5 o problemă de serviciu care s-ar putea să aducă într-un context mai puțin plăcut, o schimbare neașteptată, nu neapărat neplăcută, dar neașteptată, care poate să dea peste cap anumite calcule pe care nativii și le-au făcut în perioada uh, din urmă. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 30 și 31 ianuarie, întâi 4 5 și 6 februarie, când pot să se manifeste în cuplu nemulțumiri, pot să aibă loc și discuții, pot să apară și gelozii și orgolii, știu eu, pe diverse chestiuni, cine are dreptate, de exemplu, și zile mai bune, 2 și 3 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona digestivă, la aparatul excretor și la etajul cardiocirculator în intervalul 1-2 februarie pot să apară pusee și a, simptome de constipație, precum și a, știu o predispoziție la hipertensiune și de asemenea în ziua de 4 februarie, atenție la zona hepatobiliară. Scorpion. Ei bine, acești nativi Chiar încep săptămâna furtunos, chiar de la 1 februarie, și cu dificultăți în ceea ce privește unele probleme de familie. Scorpionii, deși vor să decide și să aibă și inițiativă, s-ar putea lovi de o atitudine categoric contrariantă venită dinspre relația cu partenerul de cuplu în primele ore ale dimineții de 1 februarie, astfel încât este. Foarte posibil ca întreaga zi de uh, 1 februarie să stea sub semnul unei agitații și tensiuni emoționale uh, interioare, evident, care le-ar putea da peste cap randamentul la locul de muncă. Și nu numai randamentul, și atenția, și focalizarea pe sarcinile profesionale respective și așa mai departe. Din punct de vedere al relaționării cu șefii, în ziua de 1 până la prânz, exact, cum spuneam ceva mai înainte, există riscul unor circunstanțe defavorabile nativilor, deci este recomandat să fie prudenți în atitudine și în modul în care pun problema unor sarcini ce trebuie îndeplinite. Deși, în contextul dat, pot primi tot suportul pe partea de comunicare și de organizare din partea colegilor. Este de altfel important pentru ei capitalul de imagine, precum și posibilitatea de a face câteva modificări de imagine în plan personal pentru a se putea adapta din mers unor cerințe necesare în planul socioprofesional. În ziua de 2 februarie, ei pot miza pe sprijinul unor persoane din sistemul lor relațional în diverse probleme, Mare fiecare de la caz la caz, aceste persoane le pot întinde o mână de ajutor în rezolvarea anumitor detalii legate de implicarea într-un proiect, de exemplu, sau în activități ce țin de vânzarea unui mobil, ori de închirierea acestuia, de un proces aflat în derulare, sau de alte activități care implică, de exemplu, Valori financiare. Iar în zilele de 3 și 4 februarie, activitatea lor se reorganizează la nivel de detalii și de sarcini profesionale într-o manieră neașteptată, nu neapărat neplăcută, dar cu toate acestea, o astfel de reorganizare le poate stăni nemulțumiri pentru că îi scoate din tiparul lor cu care s-au obișnuit. În 5 februarie au posibilitatea de a regla câteva aspecte ce au legătură cu acte, cu sarcine asumate, discuții și schimbări necesare la nivel de atitudine din partea lor, astfel încât să se poată plia pe contextul cerințelor care vin către ei din uh, planul socioprofesional evident. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1, 3 și 4 februarie, discuții gelozii și frustrări ce duc la agitație și zile mai bune 2, 5 și 6, și 6 februarie când nativii uh, fac un efort de a fi mai flexibili în atitudine și climatul în relație uh, Revine uh, cât de cât la normal. Atenție la zona renală în 30-31 ianuarie, la uh, etajul digestiv în ziua de 1 februarie și la cel hepatobiliar în ziua de 4 februarie. Săgetător. În dimineața zilei de 1 februarie, nativii s-ar putea confrunta cu o situație destul de delicată referitor la o decizie luată în plan profesional. Este posibil indiferent dacă este decizia lor sau a altora, mai ales dacă vorbim despre relația cu șefii, cum se desfășoară aceasta, ca această decizie să nu conțină, cel puțin pentru nativi, toate detaliile necesare de rulării, în mod normal, a activității cu care ei se ocupă. Din grabă, din greșeală sau din alte conștiente, astfel de informații și detalii pot să nu fie furnizate la timp și de aici eventual mică sincopă ce se poate petrece. O asemenea chestiune i-ar pune în situația de a acționa mai mult pe cont propriu pentru a fi în măsură să rezolve toate problemele zilei, astfel încât să evite sincopele de ordin organizatoric. Pe de altă parte, relaționarea lor cu șefii, dar și cu alte persoane importante din anturajul relațional, este bună și în această săptămână ei pot profita de exemplu de prestigiul acumulat între timp și de o atitudine fermă în plan comunicativ pentru de la caz la caz, aș negocia leafa sau poziția socială în sensul unei îmbunătățiri. Aceste aspecte, derulându-se în zilele de 3 și 4 februarie. În data de 4, să fie atenți la detaliile implicării într-un proiect, într-o afacere, într-o activitate, în general, deoarece se pot petrece schimbări neașteptate de conținut sau de sarcini socioprofesionale care pot să-i prindă pe mulți dintre săgetători pe picior greșit. Uh, și ei trebuie să fie pregătiți să se adapteze din mers. Ceea ce, probabil, de la o circunstanță la alta, de la un caz la altul, s-ar putea să nu fie chiar uh, o chestie uh, știu eu, la care ei să percuteze din mers. Pentru asta, ei se pot ajuta de creativitate și originalitate în treburile pe care le au, iar situația în care se vor afla. Uh, Va trebui să fie înțeleasă ca fiind necesară experienței profesionale. 5 februarie le oferă posibilitatea de a-și direcționa eforturile către planificarea pe termen lung a unor detalii și aspecte ce țin de norme administrative și de analiză a muncii în echipă. Asta pentru a vedea dacă sunt fisuri, dacă mai trebuie îmbunătățit randamentul sau modalitatea de organizare a sarcinilor pe care le au, astfel încât munca lor să fie în echilibru cu uh, activitatea celorlalți și deci munca în echipă să aibă o finalizare concretă. În ziua de 6 februarie se pot alege cu ceva bani sau cel puțin cu niște avantaje materiale dacă știu să-și impună punctul de vedere. Și acest lucru este valabil nu numai în plan socioprofesional ci și în uh, circunstanțe extraprofesionale, în diferite împrejurări în care ei pot să fie angrenați uh, datorită unor obiective, știu personale pe care le urmăresc pentru a-și îmbunătăți nivelul de existență. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1 și 4 februarie pot să se manifeste în cuplu discuții și frustrări afective uh, cauzate fie de uh, un exces de stat uh, la muncă, ore în plus, sau de la niște bani cheltuiți uh, știu, fără a se consulta unul cu celălalt și uh, zile mai bune 2, 3, 5 și 6 februarie. Pe latura de sănătate, atenție la zona aparatului excretor, constipații sau dereglări ă, intestinale și la cea cardiocirculatorie în 1 februarie, precum și la etajul hepatobiliar în ziua de 4 februarie. Capricorn În dimineața zilei de 1 februarie, nativii au parte de o situație care implică sistemul lor relațional, dar și relația de cuplu și vorbim din acest punct de vedere despre aspecte care se pot derula mai mult prin telefon. Deci discuții inclusiv cu partenerul de cuplu despre anumite chestiuni care cer mai mult atenție și necesită a fi puse la punct din perspectiva unor detalii concrete. Acestea, aceasta se poate se pare că poate implica ca situație și partenerul de cuplu, așa cum spuneam, iar la nivel decizional nativii riscă să ajungă la un conflict de interese în acest sens, în ideea unui ajutor primit din partea cuiva pentru obiectivul comun. Deci se discută cu partenerul de cuplu, se ajunge la o concluzie și totuși în urma acestei chestiuni nativi nu cad de acord pentru că nu prea le convine uh, propunerea din partea partenerului de a primi un ajutor uh, de la o terță persoană, de exemplu. S-ar putea spune, după cum bine se știe, că nativii Capricorn sunt de obicei prea mândri ca să apeleze la ajutorul cuiva atunci când uh, și-au propus să obțină un obiectiv care îi interesează în mod personal și direct. Totuși, dacă sunt atenți și știu să-și folosească inteligent capitalul de imagine, și mai ales dacă știu să-și expună punctul de vedere în chestiunea abordată în discuția respectivă, ar putea avea câștig de cauză. Relația lor profesională cu șefii este una destul de tensionată. În ziua de 1 februarie și, de asemenea, de felul în care vor comunica, depind o serie de reușite în ziua menționată și ulterior în săptămâna pe care o analizăm. De asemenea, în zilele de 3 și 4 februarie dar mai ales în ziua de 4, se pot confrunta cu dificultăți legate de activitatea în care sunt angrenați. Proiecte, afaceri, aspecte de blocaj pentru cei care lucrează în învățământ, în obținerea unor acte, în dosare pe rol, precum și în derularea, de exemplu, a unui masterat sau a studiilor de specializare. În toate aceste conjuncturi pot interveni blocaje, întârzieri, situațiile se dau peste cap datorită unor detalii care au fost omise sau nu au fost luate în calcul și necesită o reaplecare asupra, asupra lor pentru a fi rezolvate. În acest sens unele detalii nu sunt gestionate corespunzător și sau sunt analizate sau primite cu întârziere ceea ce pune pe Capricorni în situația de a se plia oarecum forțat, cum spuneam, pe contextul în care se află în vederea rezolvării chestiunilor menționate. Profesional, în ziua de 5 februarie, au parte de o consolidare a pozițiilor datorită unor merite obținute anterior, iar în 6 februarie, contextul astral îi pune în fața unui dileme de ordin afectiv, deși în relație, în relație de cuplu, evident, atmosfera este normală. Dilema poate să conste într-o nesiguranță sau incertitudine vis-a-vis -vis de chestiunea discutată la începutul săptămânii, așa cum spuneam. Zile mai puțin bune în cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1, 4 și 6 februarie, discuții, neînțelegeri și divergențe în anumite puncte de vedere dezbătute împreună cu partenerul de cuplu și zile mai bune, 2, 3 și 5 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona renală în 33 ianuarie pot să se manifeste simptome neplăcute cauzate și de schimbările climatice din ultimul timp. De asemenea, atenție la zona aparatului excretor în ziua de 1 februarie, precum și la cea hepatobiliară în 4 februarie. Vărsător. Deși soarele se află în domiciliul lor, în ziua de 1 februarie pot exista momente dificile în plan decizional. Se poate vorbi despre faptul că unii le pot contesta autoritatea, persoane din exteriorul lor, dar care fac parte probabil din domeniul lor de activitate, dacă nativii sunt în poziții importante de conducere, ori deciziile și inițiativele care se iau în plan profesional pot fi marcate de anumite blocaje sau chiar contre din partea Altor persoane care nu se pun de acord cu ceea ce intenționează vărsătorii să realizeze în ziua de 1 februarie sau o idee expusă în ziua de 1 nu este agreată în acest sens. Ei care sunt, cei care sunt în postura de angajați. De asemenea, au parte de situații intrigante, provocatoare, care le solicită din plin stăpânirea de sine, fiind vorba de sarcini profesionale destul de dificil de dus până la capăt, pe care ei le-ar putea primi în ziua de 3 februarie. Este o zi încărcată de tensiuni litigioase, și recomandarea în acest sens este de a, tra de a trata totul cu detașare și prudență în același timp. Chiar dacă din punct de vedere organizatoric și relațional, ei comunică într-un mod destul de elegant și păstrează limitele unei atitudini care le permite o marjă de acțiune mai largă. Zilele de 34 februarie aduc nativilor în prim plan oportunități, dar și provocări morale. Atenție, provocările morale sunt cele mai insidioase, la un moment dat, pe partea de organizare și de gestionare a unor detalii importante într-un proiect, o afacere sau o activitate comună împreună cu alții. Moralitatea, ca și provocare, poate să conste în cât de corecți sunt ei în ceea ce promit sau în ceea ce spun că fac. În ziua de 4 februarie pot primi niște vești referitoare la o chestiune personală cu care, uh, care se mai amână din punct de vedere al finalității uh, și al posibilității de rezolvare, fiind implicat și factorul financiar aici, dar și cel al susținerii din partea unor persoane din anturajul relațional, asemenea aspecte schimbându-se chiar neașteptat. Intervalul 5-6 februarie oferă nativilor posibilitatea de a discuta și rezolva unele chestiuni cu acte, dosare și bani, cu facturi și documente oficiale, motivați fiind de necesitatea schimbării cadrului profesional. Zile mai puțin bune în cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1, 4 și 6 februarie pot să fie discuții și nemulțumiri legate de acte și bani și zile mai bune, 2, 3 și 5 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona digestivă în ziua de 1 februarie și la cea hepatobiliară în 4 februarie. Și în cele din urmă, pești. Chiar dacă au anumite aspecte dificile de gestionat în plan profesional, datorită unor scheme mai vechi de lucruri pe care trebuie să le schimbe din mers și care nu sunt ușor de schimbat din acest punct de vedere, Nativii au parte de situații favorabile în plan partenerial, unde se petrec în ziua de 1 februarie mai multe chestiuni care au legătură cu detaliile activității în care ei sunt implicați. Cei care lucrează în mass media, transporturi, design industrial, urbanism, avocatură și alte domenii conexe, unde este folosită tehnologia modernă de comunicare și transmiterea de date, de exemplu, în ziua de 1 februarie pot lua decizii fortuite benefice pentru poziția lor. Comunicarea și prestigiul acumulat fiind elementele de bază prin intermediul cărora pot reuși să împingă mai departe un prag al rezultatelor și al competenței socioprofesionale. Pe acest considerent, nativii trebuie să fie și dinamici și destul de bine organizați în vederea aplicării practice atât a deciziilor, cât și a unor inițiative propuse și acceptate, atât de ei cât și de alții cu care se află în diferite forme de colaborare, deși, tot în ziua de 1 februarie se pot confrunta cu atitudini mai puțin plăcute din partea altora, care dețin funcții importante și poate chiar superioare celor deținute de nativi. Cu toate acestea, ei sunt motivați să-și atingă un obiectiv personal stabilit cu ceva vreme în urmă, iar relația cu o rudă în plan profesional le oferă un atu pe care trebuie să-l folosească pentru a-și amelora condiția socială. Ei își folosesc capitalul de imagine și experiența acumulată pentru a rezolva această chestiune ce are legătură cu ruda menționată. Poate să fie un schimb de idei, un schimb de experiență care este i pe să înțeleagă cadrul contextului în care se află. În ziua de 4 februarie, contextul astral îi motivează să facă o schimbare a modului de lucru planificat pe termen lung, iar în ziua de 6 ei se preocupă de obținerea unui rezultat de care depinde activitatea lor de acum încolo în raport cu anumite structuri ierarhice. Deci este o chestiune foarte importantă pe care ei trebuie să o țină sub supraveghere pentru a avea un rezultat concret în acest sens. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 30 și 31 ianuarie, 1, 4 și 6 februarie pot să se manifeste în cuplu, în familie. Discuții și contre datorită banilor, gelozie și un joc de putere insidios, care pe care, deci, o dominare uh, relațională și zile mai bune, 2, 3 și 4 februarie. Atenție la zona renală. La cea digestivă și cea excretoare în ziua de 1 februarie pot să apară tulburări sau simptome neplăcute care să dea tonusul general peste cap și, de asemenea, atenție și la zona hepatobiliară și cea cardiocirculatorie în ziua de 4 februarie. Datorită climatului și temperaturii, pot să existe neplăceri care să pună întregul corp sub o stare neplăcută. Acestea au fost uh, estimările astrale pentru perioada 30 ianuarie, uh, 6 februarie. Uh, în încheiere vă spun uh, atenție, în uh, zilele de uh, 4 și 6 februarie. Uh, luați aminte la ce ați auzit în cursul predicțiilor de astăzi și ca de obicei, la final vă spun vă dau o nouă întâlnire ziua viitoare și vă spun cale ușoară și multă lumină.